De Ziua Internațională a Femeii, mediul privat este alături de doamne și domnișoare. Un exemplu în acest sens îl reprezintă firma Vlarox. Reprezentanții acesteia împărțind flori doamnelor și domnișoarelor din trafic. Nu este prima acțiune de acest fel organizată de Vlarox. Scopul este evident ziua de 8 martie, ziua femeilor din toată lumea. Noi în fiecare an facem câte o acțiune, mai publică, mai puțin publică, și respectăm tradiția, mai ales că anul acesta facem și 5 ani de când am înființat compania. Și am zis că vrem să o marcăm un pic mai special. Cei de la Vlarox au împărțit aproximativ 200 de lalele, iar femeile s-au arătat foarte încântate de gest. Excepțional! Domnul Vlad este ca de obicei excepțional și atent și grijuliu la cei din jur. Mulțumim! Să rămână la mulți ani, cu cazul zilei de 1 martie. Cu mare drag! Doamne, mulțumesc din suflet! Să rămână! Să aveți sănătate multă! Să rămână! Am împărțit undeva la 200 de flori. Am pregătit 200 de flori, încă nu le-am împărțit chiar pe toate, dar urmează să ne întâlnim cu reprezentantele sexului frumos în trafic și să demarăm această acțiune până la final. Managerul Vlarox are și un mesaj pentru doamne și domnișoare cu ocazia acestei zile speciale. Le dorim un sincer și un călduros la mulți ani și le mulțumim pentru că ne suportă în fiecare zi și ne acceptă așa cum suntem.